Bine v-am regăsit! Berbec, se pare că astăzi aveți multe probleme de rezolvat. Reușiți să faceți în casă schimbări ce contribuie la îmbunătățirea atmosferei. După amiază sunteți tentați să cumpărați un obiect de valoare. Vă recomand să fiți cumpătat pentru că nu este o zi favorabilă investițiilor. Nu neglijați odihna. Taur, sunteți foarte ambițioși și reușiți să finalizați o lucrare importantă. După amiază aveți ocazia să vă afirmați în societate. S-ar putea să luați inițiativă pentru care veți fi admirat. Aveți grijă să nu neglijați problemele de familie. Gemeni, dimineața aveți o stare de spirit excelentă, astfel încât relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Aveți șanse de reușită în activitățile casnice și în societate. Singurul lucru care vă nemulțumește este situația financiară. În cursul serii s-ar putea să mergeți în vizită la prieteni. Rac. Dimineața este posibil ca relațiile sentimentale să fie mai tensionate. Nu vă faceți griji. O rudă mai în vârstă vă ajută să înțelegeți că așa zisele probleme sunt create de o persoană invidioasă. Culegeți roadele unei investiții inspirate, încasând o sumă considerabilă. Leu, sunteți apreciat pentru eforturile depuse la serviciu. Puteți să finalizați tot ce ați început. Pe plan financiar s-ar putea să nu stați tocmai bine, dar sunteți hotărât să întoarceți lucrurile în favoarea dumneavoastră. Vă sfătuiesc să profitați de toate ocaziile care vă stau în cale. Fecioară, sunteți foarte ambițioși și reușiți să finalizați tot ce v-ați propus. Dimineața intrați în posesia unui câștig financiar consistent și aveți ocazia să vă afirmați pe plan social. Relațiile cu persoana iubită sunt excelente și vă înțelegeți bine cu prietenii. Vă sfătuiesc să evitați excesele alimentare. Cu celelalte zodii ne întâlnim în doar câteva minute.